Conducerea primăriei municipiului Iași a inspectat stadiul lucrărilor care se apropie de final la clădirea fostei Băi Turcești, unde se va înființa Centrul Internațional de Artă Contemporană. Potrivit unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, clădirea va fi recompartimentată, astfel încât să poată găzdui manifestări pe gustul publicului iubitor de artă. În plus, vor fi amenajate și ateliere de creație destinate artiștilor. Totodată se va pune accentul pe interacțiunea artiștilor cu publicul prin spații în care acești vor putea expune. Spațiul din jurul clădirii va fi reamenajat pentru viitoarele spectacole în aer liber. Clădirea fostei băi comunale, respectiv Baia Turcească, a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea și poartă amprenta stilului arhitectural eclectic cu influențe orientale. Proiectul de reabilitare și consolidare are o valoare totală de 21,8 milioane de lei, adică peste 4,4 milioane de euro.